Știi despre ce nu vorbește lumea suficient la televizor? Despre matematică. Scoateți o foaie de hârtie și haideți să vedem 10 lucruri șocante despre matematică. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hello, cu 1. 111.111.111 înmulțit cu 111.111.111 egal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2. Dacă ai o pizza cu raza de dimensiunea Z și grosimea A, volumul pizzei este pizza. Pi ori Z ori Z ori A. E exact genul de chestie la care mă gândesc eu noaptea în pat când nu mă lasă nevastă mea să mănânc pizza. 3. Babilonienii făceau matematică în baza 60, nu în baza 10, cum facem noi. Din cauza asta, minutul are 60 de secunde și cercul 360 de grade. Pe asta am introdus-o pentru toți fanii Babilonului Antic. Hashtag suntem mulți. 4. Conform calculelor matematicienilor, există 177.147 de moduri prin care să-ți legi cravata. Cred că după ce și-au dat seama de șmecheria cu pizza, au început să se plictisească nițel. 5. Cartea Principia Matematica, scrisă de Newton, conține o singură greșeală, o mică eroare de calcul. Nimeni n-a observat-o timp de 300 de ani. Erau ocupați cu calcularea modurilor prin care să-ți legi cravata. 6. Când avea doar 4 anișori, matematicianul Paul Erdos îți putea spune câte secunde ai trăit dacă îi spuneai data nașterii tale. Asta e nimic. Eu când aveam 4 ani tăiam secunde bune din viața maică-mii, ratând pentru a treia oară la rând olița. 7. 1 supra 998.001 egal 0,00001002003004005 și tot așa până la 999. Imaginează-ți câte femei o să impresionezi acum că ai aflat asta. Locul 8. Millennium Prize e un premiu în valoare de $1,000,000 oferit persoanei care rezolvă una dintre cele 6 probleme matematice nerezolvate. Lasă 1 supra 998.001. Imaginează-ți câte femei proți impresiona cu 1,000,000 de coco. 9. Jumătate dintre adulții englezi nu sunt capabili să rezolve nici cele mai simple ecuații matematice. Pentru România nu am găsit statistică. Probabil pentru că majoritatea românilor nu pot face calcule statistice. Și pe locul 10, școlile din Israel predau algebra fără să se folosească semnul plus. Pentru că seamănă prea mult cu o cruce. În loc de plus, ăștia scriu un T inversat. Mi se pare și normal. Știe toată lumea că făcând calcule matematice, te apuc așa un dor puternic de convertire la creștinism. Hashtag shalom. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare, mai exact peste 7 zile, mai exact peste 168 de ore, mai exact peste 10.080 de minute. Seară bună și baftă la calcul.